Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu, canal ce te ajută să economisești bani recomandându-ți telefoanele cu cel mai bun raport preț-calitate. Astăzi vreau să vorbim despre Huawei Mate 20 Lite. Dacă merită sau nu merită banii pe care trebuie să-i plătiți pentru el la începutul lui 2019, am văzut de ceva timp că este, dacă tu uiți pe magazinul online, cele mai vândute modele, este printre cele mai vândute modele. Și trebuie să spun la început că nu înțeleg chestia asta, este un telefon care este mult prea scump pentru ceea ce oferă. O să argumentez imediat de ce și de ce cred că sunt alte telefoane care își merită mult mai mult banii. Obține acum o reducere de 1% la orice produs achiziționat de pe PC Garage, într-un mod foarte simplu. Pur și simplu mergi și adaugi produsul în coș. Mergi la câmpul, ai un voucher sau cupon de reducere, dai un click, îți apare încarcă voucher. Bagi următorul voucher DGA2TZ89, îl veți găsi și în descrierea acestui videoclip și la fiecare videoclip al meu. Apeși încarcă voucher și vei primi, după cum vedeți, o reducere de 1%. Așadar, Huawei Mate 20 Lite. Mergem pe GSM Arena ca să vedem mai exact detaliile. Este un telefon respectabil, are aluminiu, spatele de aluminiu, are Android 8.1 Oreo, ecran de 6,3 inch, 64 GB, 4 GB de RAM, 64 GB memorie internă, Kirin 710, nou procesor de la Huawei din gama medie, un procesor bun spre foarte bun, cameră duală, slăbuță zic eu, slăbuță pentru 2019, un jack are, are fast charging și baterie 3750, o baterie mai mult decât decentă. Ok, veți spune, domnule, dacă toate astea sunt bune, atunci de ce nu-și merită banii? Pentru că este un telefon bun, dar care costă cât un telefon foarte bun. Și o să vă arăt imediat telefoane foarte bune la acești bani. Telefoane făcute chiar de Huawei. Cei care ați văzut videoclipul cu cele mai bune 3 telefoane pentru anul 2019, ați văzut că am numit Huawei Mate 20 Pro, cel mai bun telefon al anului 2018. Chiar dacă este prea scump acum, merită să mai așteptați la acel telefon până mai scade prețul. Vă veți întreba de ce, dacă acela este cel mai bun, de ce ăsta nu-și merită banii. Este Huawei Mate 20 Lite. Pentru că este o diferență uriașă între cele două telefoane. De performanță și de preț, într-adevăr, dar și de performanță, cameră, nu mai spun. Asta nu are practic nicio legătură cu el, cu celălalt în afară de nume. Huawei Mate 20 Lite, Mate 20 Pro. Nu vă lăsați înșelați de chestiile astea. Am luat Huawei pentru Mate 20 Pro. În sfârșit au făcut un telefon de top extraordinar, în sfârșit. Însă nu apreciez marketingul Huawei pe gama de buget și medie. Huawei încearcă să copieze Samsung, face marketing, brand, vine cât mai scump, telefoane bune, dar le vinde la prețuri de foarte bune. Deci pe gama medie nu pot să apreciez nici Samsung în general și nici Huawei. Sunt telefoane ok, dar prea mulți bani pentru ceea ce oferă. Haideți să vă arăt de ce. Mergem tot la Huawei prima dată, da? Deci asta costă pe EMAG în acest moment 1589 de lei. A fost și mai ieftin la un moment, da? Cred că în jur de 1400 și ceva. Nu contează, oricum sunt foarte mulți bani pentru ce știe acest telefon. Să zicem 1500 de lei. Bine, mergem tot pe EMAG. Honor Huawei pe Smart 2019, da? Nici măcar nu este Honor. Honor este marca de buget a Huawei. Este Huawei pe Smart, da? Este, credeți-mă, același telefon ca și cel pe care vi l-am arătat mai înainte, doar că costă 1100 de lei. Și haideți să vă arăt de ce. În mare, nu vorbim 100% identice. Avem Kirin 710, același procesor, da? Avem spatele de metal, avem Android Pie, avem 3 GB de RAM, într-adevăr dincolo sunt 4 GB de RAM, dar pentru 1 GB de RAM să dau 400 și ceva de lei în plus, nu mulțumesc. Avem 64 GB memorie internă, avem ecran de 6.21, avem mufă jack, avem cameră duală, cred că e aceeași cameră din câteva la specificație, baterie puțin mai mică de 3400 mAh, la fel pentru 350 de mAh, mulțumesc, nu dau 100 de euro în plus. Deci un telefon foarte asemănător de la Huawei, care costă mult mai puțin. Acum a apărut și o să fie, credeți-mă, mult mai ieftin în viitor. Mult mai ieftin. O să scadă sub 1000 de lei. Cu siguranță în 2-3 luni îl veți găsi probabil pe la 900 de lei. Deci, Huawei face ceea ce a făcut și cu Huawei P10 Lite, Mate 10 Lite. Același telefon reambalat cu diferite denumiri, cu mici diferențe, la prețuri total, când apar, la prețuri total aberante. Deci, nu apreciez chestia asta. Vreți ceva mai bun?
Huawei Honor 8X. De fapt nu este cel mai bun, este același telefon. Doar că și ăsta costă mai mult, costă 1300 de lei. Dar mă rog, este mai ieftin decât Mate 20 Pro. Este făcut de Honor. Are spatele de sticlă. Da? Deci arată mai bine, arată mai premium. Ok. Pe lângă asta, ecran de 6.55. Ecranul este mai mare. Este același procesor, Kirin 710. Un procesor bun. 64 GB memorie internă, 4 GB de RAM. Cameră duală. Bateria 3750. Deci un telefon foarte, foarte asemănător cu Mate 20 Pro. Mate 20 Lite-ul, vreau să spun. 1300 de lei. Bine. Vreți un model cu adevărat mai bun decât astea? Să ieșim din gama medie? Da. Huawei Honor Play. Huawei Honor Play este la 1500 de lei, dar este un telefon infinit mai bun decât Mate 20 Lite-ul, Honor 8X-ul și pe Smart-ul 2019. Haideți să mergem pe GSM Arena să vă explic mai detaliat de ce îmi place acest telefon. Îmi place dacă vrei ceva de la Honor, de la Huawei. Ok, păi odată îmi place pentru că este un telefon cu un procesor mult mai puternic. Are ca și procesor Kirin 970. Unde Dumnezeul văd, de ce nu... Kirin 970, da. Este același procesor care îl găsiți pe Huawei P20 Pro, care costă vreo 3000 de lei. Același procesor, ca să vă faceți o idee, da? Deci un procesor mult mai puternic, ecran de 6,3 inch, Full HD, la fel ca toate celelalte, spatele de metal, arată foarte bine, credeți-mă, l-am văzut. Memorie 64 GB cu... Câți GB de RAM ne oferă aici? 4 GB de RAM. Da? Ok. Avem UFJ jack, avem camera, la fel duală. Camera nu este extraordinară nici pe ăsta, chiar dacă e mai scump, pe Honor Play are un procesor mai bun, da? Deci camera nu este extraordinară nici pe el, nici pe Honor 8X, nici pe Smart 2019, nici pe Mate 20 Lite. Să nu crezi că dacă are 20, Mate 20 în nume, se apropie camera lui de cea de pe Mate 20 Pro, care este într-adevăr o cameră extraordinară, sau cea de pe P20 Pro, care este într-adevăr o cameră foarte bună. Nu, n-au nicio legătură camerele, deci luați-vă gândul la așa ceva. Diferența de la cer la pământ. Bun, deci avem un procesor mai bun, avem cam aceeași configurație, în rest, fast charging, baterie 3750, da, și este mai ieftin. Este 1500 de lei. Deci mult mai bun, credeți-mă, decât Mate 20 Lite-ul. Vreți un telefon cu adevărat bun de la Huawei? Ok, mergem la 1700 de lei, puțin mai scump într-adevăr, dar avem Huawei Honor 10. De ce este Honor 10 mult mai bun? Pentru că are cam toate chestiile ce celelalte nu le au, la bani apropiați. Kirin 970, procesorul puternic de pe P20 Pro și de pe cel care a fost mai înainte, Honor Play. Deci procesor puternic. Avem sticlă pe spate, arată premium. Avem ecran de 5.84, ecran de unde este într-adevăr puțin mai mic. Dar nu e o diferență uriașă. Cameră mult mai bună. Nu se compară cu camera de pe Mate 20 Pro, P20 Pro, dar este o cameră mult mai bună decât celelalte care le-am pomenit până acum. Așa, și avem, bineînțeles, o baterie 3400 mAh, o baterie bună, supercharge. Ok, deci un telefon premium care arată premium și se comportă premium la 1700 de lei. Deci cam astea sunt la Huawei. Aveți o groază de opțiuni de la Huawei să luați mai ieftine dacă vreți același telefon sau mai scumpe puțin sau cam pe același preț dacă vreți telefoane mai bune. Dacă sunteți dispuși să mergem pe Xiaomi, care sunt, credeți-mă, ca și calitate, sunt tot pe acolo, diferențe nu există, ambele au skin, adică nu e Androidul Vanilla pe Android One, ambele au skin, Xiaomi are MIUI-ul ăsta, Huawei are MIUI-ul, deci na. Skin-uri cu o tentă puțin chinezească, nu mă deranjează, nu e o problemă, sunt europenizate, sunt versiunea Global Version toate, deci neapărat luați Global Version și nu veți avea probleme. Deci, dacă mergeți spre Xiaomi, veți primi un raport preț-calitate mult mai bun. Mai exact, vreți un telefon la bani nu foarte mulți și un telefon care se apropie foarte mult și are o cameră mult mai bună decât cea de pe Mate 20 Lite, Xiaomi Mi A2. Ce primi la Xiaomi Mi A2? Păi primim multe la 900 de lei. O să pun, apropo, link-uri la toate telefoanele despre care am vorbit în descrierea videoclipului, atât pe PC Garage cât și pe Mag. Xiaomi Mi A2. Avem o dată Android One,
Deci acesta nu are skin-ul de Xiaomi, este Android One, este Androidul Vanilla curat. 2 ani de zile update-uri fără probleme la ultima versiune, ecran de 6 inci, spatele de metal, procesor Snapdragon 660. Este într-adevăr o idee mai slăbuț decât cel de pe Mate 20 Lite, dar diferența este infimă. Sunt foarte apropiate, unele teste sunt chiar sunt egale. Deci ca și viteză se va mișca tot acolo, se mișcă bine, sunt procesoare bune. Avem 4 GB de RAM, avem 64 GB memorie internă, avem cameră duală mult mai bună decât cea de pe toate modelele prezentate mai înainte la Huawei, mai puțin Huawei Honor 10. Deci acesta se apropie sau probabil că este superior în anumite condiții. Camera de pe acesta este superioară celei de pe acesta, de pe Xiaomi Mi A2, dar Xiaomi Mi A2 costă 900 de lei, acesta costă 1700 de lei, deci cam asta este treaba. Bun. Avem o baterie de 3000 mAh. Într-adevăr, bateria nu este punctul forte acestui telefon, de vă va ține o zi, este o baterie ok și cam atât. Însă, costă mult mai puțin, viteza este cam tot pe acolo, quick charge, aveți quick charge, aveți o cameră foarte bună și aveți Android One. Deci, cam ăsta ar fi dacă nu vreți să dați mulți bani. Dacă vreți să dați mai mulți bani, absolut, avem tot de la Xiaomi, Xiaomi Mi 8 Lite. Mai mulți bani în niciun caz decât pe Huawei, mai mulți bani decât cel de înainte, la 1100 de lei. Și ce primim aici, Xiaomi Mi 8 Lite? Primim 6,26 inci ecranul, 64 GB memorie internă, 4 GB de RAM, o cameră foarte bună, un procesor 660, exact cel din mai înainte, și primim o baterie de 3350 mAh, quick charge și spatele de sticlă. Telefonul acesta arată, credeți-mă, premium. Este un telefon care arată extraordinar. Deci, la 1100 de lei, un telefon extraordinar care se bate oricând de la egal la egal, chiar superior în anumite chestii lui Mate 20 Lite. Și nu am mai pus aici, dar îl găsim imediat. Dacă vreți, în jur de 1500 de lei, cât costă Mi A2 Lite-ul, putem alege cu adevărat telefonul cel mai bun pe care l-am numit în videoclipul cu top 3 telefoane ale anului 2018. Telefonul pe care l-am numit cel mai bun din categoria medie este tot Xiaomi, este Xiaomi Pocophone F1. Probabil ați auzit unii dintre voi de el. Haideți să vedem unde este modelul Pocophone F1. În jur de 1500-1450 de lei, un telefon mult mai bun decât toate despre care am vorbit până acum, din anumite puncte de vedere. Singurul minus al lui este look-wear, spatele de plastic, arată ok și cam atât, dar în rest are cel mai bun procesor al momentului, urmează să apară Snapdragon 855, nu a apărut încă, deci acesta are Snapdragon 845, cel mai bun procesor al momentului actual. Procesor de top, 64 GB memorie internă, 6 GB de RAM, o cameră cu adevărat bună, baterie de 4000 mAh, quick charge, ce pot să mai spun? Cam specificațiile spun totul. Este un telefon deosebit la 1500 de lei, 1450 de lei, își merită absolut banii, probabil că în viitor prețul va primi noi reduceri. Aveți o groază de opțiuni în această zonă de preț. Dacă acest telefon Mate 20 Lite ar fi costat în jur de 1000, 1100, 1200 de lei maxim, să zicem, este model mai nou, Huawei cere un premium pentru că na, Mate 20 Pro, pe acolo marketingul merge, treacă de la noi. Dar să-mi cer 1500, 1600 de lei pe el, nu mulțumesc, este mult, mult prea scump pentru ceea ce ofer. Sper că ați înțeles din acest videoclip ceea ce am vrut să spun. Sper că v-am dat suficiente opțiuni pentru a alege alte telefoane. Cam asta a fost. Abonați-vă la acest canal pentru a fi la curent cu toate opțiunile și toate ocaziile care se vor mai apărea pe piață. Până la videoclipul următor, vă doresc o zi cât mai faină. Numai bine!